Duminică 23 august, în jurul orei 17, în urma unui apel prin Sistem Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, o persoană în vârstă de 62 de ani din municipiul Brașov a sesizat faptul că el și soția lui s-au rătăcit în zona împădurită Neagra Broșteni. Bărbatul a relatat că, în cursul dimineții, au plecat în pădure să culeagă afine, însă s-au rătăcit. Din cauza faptului că nu cunoșteau zona și în lipsa detaliilor pentru orientare, cei doi soți au decis să solicite sprijinul autorităților. Pentru căutarea celor două persoane au acționat o echipă de jandarmi din cadrul postului montan Batra Dornei, precum și un salvamontist însoțit de câinele de căutare-salvare. Potrivit localizării prin GPS, a reieșit faptul că persoanele în cauză s-ar afla în zona Plaiul Popii. Căutarea a fost îngreunată de lipsa semnalului telefonic, de lăsarea întunericului și totodată de faptul că cei doi soți au ales să nu respecte indicațiile de a rămâne în zona în care au fost localizați. În jurul orei 22, cele două persoane au fost găsite în zona împădurită din apropierea satului Glodu. Deși erau epuizați fizic, aceștia nu au solicitat îngrijiri medicale, fiind conduși de către echipa de căutare aproximativ 12 km spre locul în care se afla parcat autoturismul lor.